Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii. Raportul de seară, alături de mine se află Mihai Chira, jurnalist la News Bucovina. Așadar, picăm în păcat în această greșeală, domnule Chira. Da, nu, Mihai, zis, da. Am zis că e păcat, că trebuie să discutăm liste, da. Și nu trebuie să discutăm proiecte. Nu, pentru că nu cerem noi, da, proiectele. Ei nu se grăbesc să prezinte vreun proiect, da, pentru județ. Până atâta cerem, nu facem asta? Discutăm liste. Da, nu discutăm liste. Experiențe, nu discutăm proiecte. Tot ei sunt vinovați. Păi dacă nu ne-au pus la dispoziție, păi noastră, ce zic? Criticăm că nu au proiecte deocamdată, da? Mare rușine pentru ei că nu au proiect, da, prezentat până acum, pentru că s-au zbătut. Consider, spunem, chestiunea se lămurește într-o săptămână, 10 zile cu listele, cam pe la toate partidele. Hai zicem până... E cam gata. Că, e de punct de vedere... Hai zicem 95%. Tehnic e 90%, da, sunt închise deja în multe locuri. Avem noi timp suficient sau electoratul va avea timp suficient ca să evalueze eventualele oferte? Vale, să mergi pe vot pe listă. Deci acum se merge. Eu am mai spus-o și lumea nu e foarte mulțumită de expresia asta. Nu, dar vorbesc de ofertele pentru județ, ofertele de dezvoltare. Asta, da. Ca să oferte de dezvoltare. Da. Se merge cu turma. Asta e turma mea. Vă rog să punem telespectatorii ghilimele de rigoare. Bun, atunci comunitatea, electoratul nu este interesat de numai noi, doi suntem interesați de proiectele lor. Da, pentru că la urmă urmei și noi mass media, de ce spun că noi greșim, noi mass media greșim? Pentru că noi forțăm să facă pasul mai departe. Noi ne-am calat la momentul ăsta, ăla a făcut aia și nu-i bun pe listă, ăla nu-i bun pentru că n-aduce votul, ăla nu-i bun pentru că nu uite să umblă în bikini, celălalt umblă în pantaloni scurți. Oameni buni, care e proiectul tău de județ? Cum e proiectul de județ? Proiectul tău de județ ca parlamentar, de ce naiba vrei să fii tu acolo? Gheorghe Frut, hai eu luăm un caz concret. Gheorghe Frut că ține la tăvăleală politică, da? Ioan Stan, Gheorghe Frut, păi de ce vreți voi să duceți oamenii ăștia în Parlament? Să facem legi bune pentru România? Să le fie bine Suceava? Bă, lasă-mă cu vrăjeala asta. Concret, 4 ani de zile. Ce vrei tu să faci? Spune-mi, pleci de aici, te-ai urcat mâine în avion sau în tren, da, pe banii noștri, i-ai dus acolo, le-ai dat la deputați câte 120 de milioane, la senatori câte 100 de milioane pe lună. Da. Bun, ce, acum, de ce Mihai, vrei să-i duci acolo? Mihai. Că de-aia trebuie să-i întrebăm. Bă, de ce vrei să-i duci? Că nu mă interesează, du ce vrei tu. Du-i pe ăștia 5, da. Dar care e proiectul tău? Încă, încă nu am reușit. Bine, nu e sub formă de proiect. E vorba de, acum îți spun, de discurs. Nu am reușit să stau de vorbă cu domnul deputat, viitor senator Ioan Stan, dar am avut o emisiune cu o săptămână în urmă cu președintele Flutur și mi-a explicat cel puțin cum au discutat ei pe oameni pentru listă. Și a zis, domnule, pe mine mă interesează așa, tu dacă vrei să candidezi, ce pe zona de munte, ce spui? Îmi spui că te bați pentru subvenții, pentru aia, cunoști, te întreb, știi ce s-a întâmplat cu lemnul, știi cum e cu lemnul, ce probleme au fost în ultimii 2 ani. Așa a vorbit președintele Flutur. Domnule, ce în Fălticeni? Vrei? Cât sunteți care vă bateți? 4. Ce ai făcut în ultima vreme în zona Fălticeni? Care sunt problemele oamenilor de acolo? Cum crezi tu că ceea ce dorești să faci se va concretiza într-un proiect de lege, da? De acum la nivel național. Nu se câștige numai. Că sunt cam aceeași probleme în zonele de munte, în zonele de deșes. Deci, nu am văzut un proiect scris, dar, cel puțin declarativ, s-a gândit omul. Bun. Și nu îl menționez pentru că am spus, poate și domnul Stan gândește, poate și domnul Popovici gândește la fel. Dar cel puțin eu aș fi vrut ca am avut, eu mă refer aici, la zona asta de presă și domnul, e cam prima dată când aud ceva cât de cât aplicat. Că așa, la modul general, vom lupta pentru salarii, vrem asta, nu, întâi să vedem ce putem dezvolta în zonă, discutăm și despre salarii până la urmă. E un început bun. Dacă Gheorghe Flutur face treaba asta și așa a pus-o, e un început foarte bun. Vorbesc serios. E un început foarte bun și o chestiune, cum să zic eu, așa trebuie pusă problema. Dar e un început. Da. Dar ea trebuie... Dar nu ești chiar optimist așa, 100% să... Păi nu prea optimist, pentru că știi de ce nu sunt optimist? Că mai e Bucureștiul? Odată că e Bucureștiul, doi. Trebuie să colaborezi, da? Odată că trebuie să colaborezi, trebuie să faci compromisuri. Știi de ce nu sunt optimist? Uite ce se întâmplă cu această poveste cu remanierea clasei politice. Că toată lumea spune, băi, remanierea clasei politice, hai să vedem cum facem. Și PNL-ul, dacă ai sesizat, începe, chiar a intrat în trombă. Hai, oameni noi. Eu zic în felul următor, nu știu dacă e foarte bine să te apuci tu să dai tot ce ai avut până acum deoparte. Nu știu. E o poveste. Că vorbim despre experiență, experiență, da? Și vorbim despre o experiență în arta compromisului, care în Parlament este extrem de importantă.
De ce? Bun, și atunci ce vrem? Vrem oameni care să facă compromisuri în Parlament, să știe, să cunoască, schimbă 30%. Să cunoască toate desulturile și atunci oameni care vor să facă ceva, noi mai aducem asta. Tata, dacă noi doi ne hămăm de la același partid, da, Parlament, tu ești unul venit nou și eu sunt mai vechi, știu care este mesul, știu care e nevoia acestui județ, știu ce au nevoie oamenii din zona asta, știu de ce merg acolo. Eu știu unde trebuie, pe ce butoane să apăs și ce compromisuri trebuie făcute la un anumit nivel. Tu știi și te bați ca să vii din județ și ai suficientă tărie și prospețime ca să mergi cu mine mai departe, să mă împingi pe mine mai departe. Așa văd eu un pic lucrurile. Bun, dacă PNL-ul, PSD-ul au acest echilibru? Eu văd că la PNL e foarte multă, schimbarea este foarte mare, e mai mult de 30%. De obicei, o împrospătare se face în proporția asta, între 20 și 35%. La PNL o schimbă foarte mult, foarte mult. Bun, eu te întreb de echilibru. Cum îl simți? Există un echilibru între cel care vine proaspăt, știe ce e în teritoriu și e capabil să se bată, și cel care totuși trebuie să cunoască de desubturile și la combinațiile. Trebuie să fim cinstiti, Ioan Balan știe. A fost și Chestru. Pornim cu deputații, el. Pe el, primul pe listă, de aici se deschide. Chestru, Camerei Deputaților, atâtea mandate în interiorul mandatului său, atâtea funcții în cadrul comisiilor. Da? Deci nu. Ioan Balan știe. Deci Ioan Balan știe. Și domnul Pardău a avut funcție și el. Tot așa, a fost secretarul tot în cameră. Deci nu, erau doi oameni cu experiență extraordinară. Domnul Pardău s-a retras, zice din motive personale. E dreptul domniei sale, nu comentăm. Deci Ioan Balan știe. Acum, Concerica Fădăr, eu nu sunt foarte convins care este povestea domniei sale și cât de mult își dorește cu adevărat doamna Fădăr să rămână parlamentar. Să zicem, e ceva... Cât de mult își dorește domnul Fădăr să fie parlamentar sau cât de mult este folosită. Aici am eu un dubiu. Venim cu locul 3. Locul 3. Bun, ea are habar de administrație. Deci nu, din perspectiva asta, jos pălăria. Deci știe administrație, știe, adică nu trebuie să-i explici, trebuie făcut așa, ăsta era portul. Nu, ea merge calat. Bun, și dacă, dacă activiștii din zona de munte spun, chiar domnului Flutur, dar nu trebuie să-i spun, o vrem pe doamna Vădăr? Din punct de vedere a strategiei și a mișcării politice, mișcarea Concerica Fădăr, o să numărați multe voturi, dacă... Nu, haideți să nu fim cinstit. Deci este o mișcare foarte înțeleaptă, foarte vicleană și făcută într-un moment extrem de delicat. Să nu uitați, că totuși, chiar dacă domnul Pardău a pus așa a insinuat... Să spun, chiar au lăsat o răceală între el și presă, dar destul de popular în zona de munte. Da, și nu. Chiar dacă te rog. Da. Mai degrabă, aș să o vezi pe Angelica Fădăr. Eu nu spun, în curtea PSD-ului, adică primarul PSD și PSD-iștii, primarii PSD spună să rămână, bine ați venit, doamnă, vă rog frumos să luați loc aici, la masa mea, decât să-l vezi pe Dumitru Pardău. Mai degrabă să vezi pe Angelica Fădăr. Mai degrabă există o vibrație corectă din partea primarilor, că de acolo vin voturile. De la ultima rătăcire a domnului Pardău? Nu. E vorba despre, cum ai spus tu, de răcire. Domnul Pardău nu stă cu primarii toată ziua de vorbă. Uh-huh. Doamna Angelica Fădăr trebuia să fie la toate ședințele, toate reuniunile, la toate garurile, la toate povești din zonă. Da. Ei în zona de munte sunt niște oameni normali. Ei nu prea fac diferență PSD, PNL. Îmi place oameni normali. Oameni normali, pe bune, adică oameni normali n-au timp de... Cam ceea ce căutăm noi aici la județ, nu? Trei luni o normalitate, nu? Căutăm și noi o colaborare între ei. Restau frig. Le trebuie lemne, lor le trebuie la școală, la copii să aibă căldură. Deci ei cam trăiesc aceleași povești. Nu aici mai la șes, mai cu gazul, las, mai dă domn primar căldură la iarnă, nu mai plătim. La munte nu mai te joci. La munte, dacă nu ai venit cu lăticul la timp și nu știi, nu ți-l ia astăzi, a doua zi vaca face mastită. Dacă face mastită, e rău. S-ar putea să moară, s-ar putea să iasă o tai și atunci ai rău, nu mai am ce pune la copii pe masă. Nu, primarii din zona de munte sunt foarte atenți la situația asta și nu lasă lucrurile se desfășoară așa, fără control. De-aia sunt mult mai disciplinați. Și de-aia spun, Angelica Fădăr, pe zona asta, PNL, pe zona de munte, a fost o mișcare foarte, foarte, foarte inspirată. Extrem de inspirată. Cine a gândit-o, a gândit-o extraordinar de bine. Bogdan Gheorghiu vine din zona TV, e o zonă, e coleg cu noi, nu pot acum să mă apuc eu să-l analizez din perspectivă de realizator TV. A dovedit Hai să spunem că e vorba că este un om din comunitate. Are o notorietate foarte mare. O persoană publică. Are notorietate, a discutat cu primarii și sunt convins că are mai multă experiență decât mulți primari din județul Suceava în materie de administrație publică. La cât a discutat și cât a stat alături de ei. Preocupatul... Nu, acum are și breasa noastră un reprezentant aproape. Că zicem, e un pas, de fapt, mă cred că mă bucur. Da? Mă cred că mă bucur pentru treaba asta, pentru că e foarte important. E foarte important să nu trebuiască să încep să-i spui un parlamentar oricât de bine intenționat ar fi. Dom'le, nu-i bine așa, uite că ne faci rău, legea asta nu-i bună, legea poștei nu-i bună, legea audiovizualului nu-i bună, aia nu faci, hai să îndreptăm lucrurile.
omul ăsta vine din interior, știi cu ce se mănâncă? Din punctul meu de vedere, susțin până la capăt ca reprezentat al mass media acolo. Nu știu cu domnul Mihalescu... Ușor cu mobilă. Da, nu, că nu ajungea până la urmă. Acum, trecem la domnul... Domnul Mihalescu. Eu cu domnul Mihalescu l-am văzut tot timpul veșnicul perdant din cadrul PTL-ului. Da. Dar veșnicul... Muncitor. Muncitor și suflet mare. Da. Fantastic, omul ăsta tot timpul... Deși multă lume acuză că e scoțian, omul ăsta băca mâna în buzunar și a realizat câteva acțiuni foarte importante. Când a fost nevoie de sprijinul său financiar, logistic, uman, de ce vreți voastră, a fost acolo, da? Da, a fost în partid, a fost și în comunitate. Că așa a fost să fie... Asta este poate nu înțelege el chiar politica în toate măruntaiile ei, poate e mai direct și de-aia Rădăuțea a avut în permanență, organizația din Rădăuțea a avut în permanență probleme. Și o să aibă continuare. PNL. A niște orgole acolo, doamne. Exact, bun, Rădăuțe e ceva aparte. Ca... Bun, e stat în stat. Da. Ca la partide vorbi și la PSD, la fel și la PNL, peste corect, tot corect, acolo. Da. Rădăuț e o enclavă politică în județul. Dar e un câștig pentru județ. E un om de afaceri care a dovedit că poate. Da. Omul ăsta a dat de mâncare la sute de oameni, ca familie, sute de familii. Omul acesta a dezvoltat o afacere de la zero. Adică să nu spunem că i-a dat de mâncare un loc de muncă. Mi-ar plăcea. Dar n-am zis că a dat de mâncare din buzunar lui, ia și tu câte o îngamel. Păi nu, că a dat un loc unor familii să câștige niște bani corect. Asta e foarte important. Din punctul meu de vedere ca antreprenor, vă spun că îl apreciez că poate, îl invidiez pentru faptul că are succesul pe care îl are, mi-ar fi plăcut să am și eu succesul de mâinii sale și că a avut curaj în România să faci bani, să faci averi. Și el n-a furat, nu s-a apucat să facă tot felul de mișmașuri, să faci bani și să faci afaceri și să reușești să ai atâția angajați și să dezvolți. Și nu neapărat cu statul de afacere lui. E un lucru extraordinar. Da. Acum, locul 5, Radu Surugiu. Radu Surugiu, eu oftez, am oftat dimineață. Da, și eu tocmai din reflex. Domnule, e un om tânăr, dar... Poți să spunem mai departe, să ne lase. N-ar vrea să ne lase, pe bune. Eu ne-a lăsat o perioadă. L-aș aprecia ca deputat de neamț. Ne-a lăsat o perioadă. Ne-a lăsat ca deputat de neamț. Sau de Iași. Dar un deputat de neamț n-ar fi bun. Iași, deputat PNL de neamț. Sau de Iași. Tu spune că îi place cu țigări de foi. El e un băiat fin, e un băiat de capitală, e un băiat de oraș. Noi ne stăm la țară. Bun de băiat, ca să-l plagez pe un domn care n-a mai reușit, nu s-a mai regăsit pe nicio listă sau poate undeva foarte departe. E un băiat bun de weekend, de iarbă verde. De picnic. Și de petreceri, da. Și de petreceri, da. Nu, e ok, e un om extraordinar, dar mi-ar plăcea să-l văd deputat de neamț, din partea PNL-ului. Locul 6, și aici vreau să-l discut, locul 6, pe sursele care le-am citat eu pe News Bucovina, locul 6 este fostul viceprimar Ovidiu Doroftei. Și de aia am pus la începutul discuției povestea, nu știu cât dorește doamna Angelica Fădur să rămână în continuare. Pentru că domnul Doroftei, deși să ți se pară ciudat, are șanse să ajungă parlamentar. Odată are șanse pentru că e foarte posibil ca doamna Fădur să spună, domnule, n-are rost să mă duc eu că n-am acum guvernarea. Da? Am atâția parlamentari. Am tras 5 parlamentari, dar are 5 parlamentari, 5 deputați și am și 2 senatori. Păi ce fac? Acum când trebuie să vină banii de la guvern așa pe bandă rulantă, eu să las totul să vină unul din spate și spune, da, mulțumim frumos, aia, bag aici. Da. Eu de acum tatăl zonii, tatăl sau mama zonii. Nu cred că va vrea doamna Fădur foarte mult să, dacă într-adevăr scorul va fi pozitiv și Gheorghe Fluz va face tot ce este în putință la Suceava să fie un scor spectaculos pentru PNL. De-aia sunt un pic nedumerit și cred că domnul Doroftei are șanse reale să vedem parlamentar. Dar să treacă în fața domnului Surugiu nu e posibil, am înțeles. Băieții ăștia care au pile la București, cum este domnul Surugiu, prin prietena, prin soția sa, nu prea riscă glumițe de genul ăsta, pentru că la un moment dat, cum, ei nici nu riscă muncă foarte multe, dar nu riscă nici materie de pierdere. Așa au fost ei învățați. Poate va avea noroc. Vreți să trec și la lista, vreți să trec și la Senat să discutăm puțin? Mergem și la Senat că avem timp. Dar dacă discutăm, vorba despre liste. Da, o surpriză, două, trei? Două. Da, prima. Nu mă așteptam să rămâne domnul Cădăriu pe primul loc și nu mă așteptam ca domnul Cădăriu să facă tandem echipă cu doamna Steliana Miron. Sunt aceste două personalități la Senat, închipuiți vale că vor trebui contrapuse personalităților de la PSD, celor de la ALDE și celor de la PMP, da? Deci persoanelor, ca să nu spunem personalităților. Persoanelor, da. La PSD l-ai pe Ioan Stan, da. Onorabilul Ioan Stan, care a fost 4 mandate deputat și va fi un mandat senator, cu o experiență imensă. Domnul Cădăriu, nu știu dacă se poate bate cu domnul Stan la niciun capitol, părerea mea. Experiența, cum așezăm această experiență? Și nu ne mai ducem iar să vorbim despre dedesubturile din Parlament. O așezăm în felul următor. Experiența. Da, o așezăm bun, în felul următor. Dar poate
Poate, da, te rog, hai, experiența la unde? Politică, în administrație, așează tu experiențele. Știi cum așez? O așez persoanelor respective. Între persoane. Domnul Cadare e un tip admirabil, fost vicepreședinte Consiliului Județean, fost, dar nu ca personalitate, ca entitate separată politică. El nu s-a remarcat niciodată cu absolut nimic ca entitate separată. Atenție. Bun, și Gheorghe Fluturi zice nu. Eu vreau un om activ, nu să-mi cine stea în conferințe de presă. Zic, Gheorghe Fluturi. A, păi aici am vrut să ajung. Păi nu. Noi, domnule, nu am nevoie, să comparăm pe eu nu am nevoie de el. Vezi că ajungem, la ce am spus eu mai devreme. Te rog, atunci continuă. La, când continuă. Eu merg cu lista asta, tu mergi cu lista asta, eu, Fluturi, vreau ăștia, tu, Ioan Stan, îi vrei pe ăștia? Gheorghe Fluturi nu candidează. Bun, eu am înțeles, partidul, da, membrii biroului județean sau comitetul executiv județean, ce structuri au ei acolo, săptămâna trecută a stabilit, domnule președinte, veniți dumneavoastră cu listă. Cu listă, propuneți. Nu, lista că e bătută în cuie. Propuneți. Nu, a fost o chestiune destul de democrată. Dom'le, până la urmă, ei nu s-au înțeles. Sau, poate, mă rog, nu s-au jignit, am înțeles, dar au fost discuții. Ce ai făcut? Vorba ta cu domnul Surugiu. Dom'le, acum noi suntem între noi. Da, știm da. Cum ai fost parașutat. E dreptul lor. Bun. Băi, ne mai și asumăm ce spune Partidul Conducerea Centrală. Dar haideți să așa un pic. Hai să ne așezăm, că suntem și noi care am rămas aproape. Sunt unii care de ieri au uitat de partid, da? Astăzi nu mai știu adresa de strada Trandafirilor, da? Da, dar și acolo se fac și lucrări. Din multe ori era închis drumul din cauza că se asfalta acolo zona aia din fața partidului. Asta e motivul. Dar cred că din cauza asta nu s-a... Nu din cauza asta. Nu din alte motive, nu. Nu, că s-a asfaltat și era închis așa și nu avea unde să parcheze. Și repede am zis, bă, las, voi trece când o fi mai deschis. Bun, ne-ai rămas dator. Da. Nouă, mie și telespectatorilor. Eu de-aia spun, experiența... povestea este destul de... Bun, până la urma urmei contează și experiența care ai spus tu. Compară-le. Aici, ce putem compara? Dacă e să comparăm lista, din punctul meu de vedere, lista la Senat a PNL-ului este mult mai slabă decât a PSD-ului. Sub ce aspect? Sub aspect al experienței, al notabilității, al notorii, al ce vrei tu. Da, acum, notorietate depinde de aia, tu în ce zonă. Să compari, că se spune că PSD-ul are notorietate numai între cei foarte săraci. Ca să nu spunem că, de fapt, ar trebui în București să gândesc că cei proști. Da și nu. Eu, nu, punctul meu de vedere este ăsta. Și argumentul meu este ăsta. Ioan Stan, experiența lui parlamentară, modul în care pune problema, modul în care știe să vorbească și știe să-și facă, să-și atragă simpatia în cadrul, nu este un foarte bun vorbitor, dar ciudat, atrage foarte multă simpatie. Pragmatic, cu primarul, cu extrem de disciplinat, el este acel Gheorghe Fluturi de care avea nevoie PSD-ul în momentul de față. Și am spus-o de foarte mult timp. De-aia PSD-ul nu e ce a fost, pentru că nu avea un Gheorghe Fluturi al lor. Din perspectiva aceasta, Gheorghe Fluturi în sfârșit și-a găsit un oponent cu care se poate bate. Acela este Ioan Stan. Ioan Stan este Gheorghe Fluturi al PSD-ului, dacă vreți să spuneți asta, sau invers, ca să nu se supere niciunul din ei. Cu siguranță sper să nu genereze... Totuși, Gheorghe Fluturi a bătut PSD-ul. Convulsii. Da. Atunci, ai spus foarte bine. Da, și PSD-ul l-a bătut pe Gheorghe Fluturi în 2012, dacă mi-aduc aminte. Nu are importanță. Da, corect. Nu are nicio importanță. Absolut nicio importanță. Dar după guvernarea ta să o încasezi, cred că e mai urât. Dar după guvernarea ta să o încasezi? Aia a fost la fel a făcut și Gheorghe Fluturi. Nu, era deja înaltă. Era deja înaltă zonă. Deja a fost domnul Ungureanu și era deja... Da, și deja e Cioloș și a pierdut cu Cioloș. Deja nu e. E aceeași situație, Vale. Sunt situații un pic diferite. În fine, faptul că nu văd eu lucrurile la fel cum le vezi tu. Nu. Cei doi lideri se vor bate. Într-o situație în care Ponta, pentru că așa este PSD-ul, Ponta a dat salariile, a făcut ce a făcut, a mai adres cu tare, a mai rezolvat problema, două, trei chestiuni și se întorci scorul, nu știu. Da, de la prezent. Putem discuta pe din perspectiva. Nu mai discutăm, nu mai dezvoltăm. Sunt opiniile noastre, ne le-am și exprimat, da? Corect. Bun, mai departe. Sunt două blocuri, două continente politice în momentul de față, coordonate de doi oameni. Ioan Stan și Gheorghe Fluturi, da? Acum vom vedea cu adevărat dacă ceea ce a făcut Gheorghe Fluturi până acum, din momentul în care a preluat guvernarea locală, într-adevăr are efect. Și vom vedea dacă criticile și modul în care a știut să facă politică și organizare în partid Ioan Stan va avea efect. Pentru că de la mega-democrația și libertinismul ăsta din PSD introdus de Cătălin Chifor, da? Și democrația dusă la extrem, introdus de Cătălin Chifor, acum s-a revenit în PSD la altceva. S-a revenit la disciplină, la organizare. Băieți, pragmatism. Am zis și gata. La revedere, am zis. Pragmatism. Păi gata.
La PNL la fel. Dacă adică oarecum militaria a fost dată jos din pod. Asta ne că nu se mai putea. Că au pierdut cu glumițe, cu hi-hi-hi, cu ha-ha-ha, cu vorbă bună, băieți, cu vorbe bune, a pierdut alegerile la județ. Nu, astăzi nu. Pa. Domnul Nichifor, poate mâine, poi mâine... Discutăm. Da. Poate ne mai schimbăm și mergeți noi. Mergeți la raportul noi, de seară, vorbiți cu Vale, discutați democrație, discutați politică, dar vedeți că în partid la județ avem nevoie de voturi. Voturi se obțin cu muncă. Voturi se obțin cu vorbă clară, cu proiecte și cu anumite, cu organizare foarte bună. Dacă o mai lălăi mult așa cum se întâmplă, asta e situația. Pentru că domnul Nechivor a dorit să introducă un alt gen de a face politică în PSD. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în momentul de față. A fost, cum zic eu, urmărit și de ghinion. A fost foarte bolnav în perioada de precampanie. Da, a ieșit dintr-o boală foarte grea. Încă nu și-a revenit în totalitate. Nu poți să-ți revii în totalitate. E un handicap cu care a pornit el în această luptă. Dar uite că totuși... Dar și nici partidul. Partidul putea să suplinească. A partidul l-a ajutat dacă partidul era coordonat cu mână de fier. Dar n-a fost coordonat cu mână de fier. A fost coordonat cu vorbă bună, cu democrație. Asta e stați. E, acum se vorbate două continente politice. Da. PSD, PNL. PNL, un lider pe care știm, știe ce vrea, știe cât de mult contează să ai 5 parlamentari, chiar dacă ești în opoziție, n-are, la Camera Deputaților și 2 la Senat, știe cât înseamnă forța partidului, știe ce înseamnă să ai rezultate bune cu care să mergi la București să negociezi dacă se întâmplă să gândești guvernarea. Pe de altă parte, PSD-ul, care a primit o palmă groaznică acum la alegeri locale și care știe că dacă mai pierde și alegerile la nivel de parlamentare, s-ar putea ca 4 ani să-și caute alt lider? Să caute alt județ. Ca liderul cum caut? Ioan Stan, dacă pierde alegerile, sănătate, nu-l veți mai vedea pe Ioan Stan președinte. Nu, cred că va fi și de bun simț să deci Ioan Stan nu poate pierde alegerile. Ioan Stan trebuie să scoată 2 senatori și 5 deputați. Altfel, la revedere, nu vă mai auzi de el. Credeți-mă, eu știu foarte clar ce vă spun, pentru că momentul ăsta e un moment. Unde e bătaia mai mare? La senat sau la deputați va fi? Unde va face, eu știu, balansul? Înspre o parte sau... Ca să câștigi 3 senatori, trebuie să fii ce puțin, cum să zic, la modul, cum zic, trebuie să fii băut mult, 3 săptămâni la rând, da? Și să te fii mințit cineva că, de fapt, Suceava o să aibă 6 senatori. Că altfel nu-mi dau seama cum poți să scoți 3 senatori. Deci trebuie undeva înspre vot, Vali, de 68-70%. 100%. Ca să fii sigur că măcar ai 3 senatori. Da. Pentru că tot timpul vor fi să scoți tu peste 60% în județ. Da. Păi nici în visele alea frumoase PSD-ul, când era PSD-ul o forță în județul ăsta, nu se întâmplă. Acum dacă tu îi păcălești pe aia din partidul tău și le spui că le explici și trebuie și începi să le arăți că locul 3 e eligibil, felicitări, eu aplaud pe ăla care... Domnul Pentru, cum a ajuns locul 3? O luăm și altfel. Dacă doamna Miron primește un post de secretar de stat sau domnul Cadariu primește un post de secretar de stat și nu excludeți chestiunea asta. Nu excludem. Urcă și chiar frumos, domnul Pentiuc, vă mulțumim frumos pentru participare. Domnul Pentiuc, ați avut încredere în noi, poftiți senatorul. Mai degrabă l-aș vedea pe domnul Cadariu undeva, secretar de stat. Pentru păi am zis, Cadariu secretar de stat. Da. Știe clar, a fost vicepreședinte Consiliul Județean. Alcat în administrație. Îi place ce face, e un tip echilibrat, e un tip pragmatic, pragmatic și foarte disciplinat. Ascultă de... și într-un fel. Asta e scopul pentru partid, să ascult de lider, că nu te-a pus tu să faci ce vrei. Bun. Dacă merge domnul Cadariu, urcă secretar de stat în cazul în care intră guvernare și eu nu văd imposibilă o alianță între PSD și PNL, să știți, după alegerile astea. Vă spun cinstit, Merkel așa funcționează de 2 mandate în Germania și Germania n-a văzut-o să ducă până în momentul de față. Politica e politică, administrație, țara le putem face pe amândouă. Le putem face pe amândouă în același timp și putem fi la aceeași masă. Dumneata, și cine câștigă alegere va avea și prefect. Păi, e de văzut. Discutăm. No? Discutăm. Păi, dacă ar fi în cazul acestei alianțe. Da, la guvernare. Cum ți-ar suna ție un prefect PSD și un președinte PNL? Parfum? Nu. Parfum? Cu Gheorghe Frutu la cârma Consiliului Județean care are tot felul de inițiative și vrea tot felul de combinații și un prefect care îi spune, nu-i bă, întoarceți această hotărâre. Cum? O întoarceți hotărâre. Păi nu, dar hotărâre, dacă are votul Consiliului Majorității, nu și înțeleg. Ce? Dacă e ilegal, e ilegal. Bun. Controlul de legalitate deci, face prefectura. Stai așa un pic, Consiliul Județean de până acum, din 92 până acum, a lucrat chiar ilegal? Nu, sau ceea ce s-a votat acum... Îți explică, s-ar putea să am niște pârghii ca prefect ca să-ți mai, te mai șicanezi în activitatea ta. Pe de altă parte, dacă suntem la aceeași masă, o să vezi o schimbare total, integrală de tonalitate de a lui Gheorghe Frutur în raport cu PSD-ul. Nici Dan Ioan Cucurin nu va mai găsi scame pe
proiecte de hotărâri de Consiliul Județean, mm-hmm. o să vezi și tu ședințe Consiliului Județean care pot desfășura într-o singură oră, care nu mai durează câte 7 ore ca să fie exact aceeași situație, că știm clar că se votează. Că... În fond, până la urmă, e și deliberativ, sigur. M-am scoate din sărite când se discute pe un subiect absolut normal, firesc, care ar trebui în 5 minute votat. Vale. Dar fiecare consideră că e momentul. Nu deliberativ, nu confunda deliberativul cu aici ne-am adunat să batem din gure. Păi nu. Deci, aici v-am adunat. Ceva, adunat o senzație să... de angajament, de nu dispută, de evaluare, ca să nu mai folosesc cuvântul deliberativ. Nu le mai da, vale, nu le mai da apă la mare. Că nu, nu, pe bune, că tu le dai apă la mare și le explici că e deliberativ, înseamnă adică o zonă de debating, comisia... e dezbatere. Păi eu nu trebuie păi să nu, mă convingi acolo. Subiecte, da. Și o să ajung și la Consiliul Județean, dar mai pe scurt. Din potrivă, mă așteptam la alte subiecte să fie o dispută, discuție, un dialog mai consistent. Din potrivă, la niște subiecte... Ai sentimentul, Vale, că în afară de 5, hai să spunem 10 oameni din Consiliul Județean, pe restul interesează ce se întâmplă acolo? Nu știu, nu pot să-i acuz. Eu mă uit... Vale, trag concluzia pe următoare. După ce își depune raportul de activitate și în funcție de ce, dacă ai văzut, dacă ai fost curios vreodată să vezi un raport de activitate, indiferent că nu contează, consilier județean, consilier local. Participa la ședințele de cum, du-te-mă acasă, că ai stat trimis. Vale, nu sunt mai mult de 10 consilieri locali, dintre care aici ai consilieri județeni, scuze, deci nu sunt mai mult de 10 consilieri județeni care să fie interesați cu adevărat de ce se întâmplă în Consiliul Județean Suceava. Și vedem de fiecare dată. Sunt acele voci din cadrul PSD-ului, mă refer aici la Cătălin Chifor, Dan Ioan Cușnir și Alexandru Rădulescu, care sunt tot timpul așa, și domnul Grozavu, care este domnul Grozavu, care a fost vicepreședinte al Consiliului Județean și este un simbol pentru Consiliul Județean. Trei mandate de vicepreședinte, da. Pe când, și în partea cealaltă, sunt doi oameni care mai... În rest, este o stare de prezență, am venit, am... o zi bună, la revedere. Președintele, deci, nici măcar vicepreședinții, deci, Vale, nu i-au auzit vorbind deci, în Consiliul Județean. Majoritatea... Așa funcționează, da, corect. Funcționează, da. Bine, corect, sunt de acord. Aș fi dispus să-ți dau dreptate și te mai întreb. Atunci, cred că am spus cam mult, 10, nu? Punem 7? Nu. Asta nu înseamnă că ceilalți nu gândesc. Vorbeam ceva mai înainte despre disciplina de partid, care trebuie respectată și în deliberativ. Păi, dar nu e mai simplu atunci, Gheorghe Flutur, să adune și să spune... Nu reducem la partid, am adus. Nu, există un singur consilier, un singur demnitar care zice că reducem totul și haide să rămânem și fără consiliu local. Când se dă cineva la liderul meu și îl văd pe liderul meu că e atacat, dar mă ridic și mă dau la... Măi, cum te dai de acolo, măi, la... Dar poate există. Dar poate există, da. Eu n-am văzut niciodată. Stau la ședință alături de tine și n-am văzut niciodată. Scuze-mă, dacă aș pune un... alt coleg să răspundă în momentul în care am o întrebare pentru mine, mi se pare, n-aș vrea să-l pun în dificultate sau undeva cu o treaptă mai jos pe consilierul județean Cătălin Chifor sau Dan Ioan Cușnir. De ce să răspunde un coleg de-al lor dacă întrebarea a fost adresată mie? N-aș vrea ca domnul să se simtă domnii respectiv desconsiderați de către mine președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. Da, ești simpatic. Achiesez la părerea asta ca să nu se simtă jigniți, pentru că sunt foarte sensibili domnii consilieri județeni, toți, de la A la Z, toți. Foarte sensibili. Chiar mi-a... Da, luăm o prima pauză, a doua pauză de publicitate, revenim. Ne-am luat cu discuția. Doamnelor și domnilor, publicitate.